programul s-a terminat. Avem o acțiune de voluntariat de plantat. O să zicem boda proste și mulțumim primarului sectorului 3 pentru că ne-a donat 2000 de tei pe care trebuie să-i plantăm foarte repede, timpul ne permite, și fiecare va avea copacul lui. E o acțiune în care sectorul 5 va înverzi pentru oxigenul viitor al copiilor noștri, al nepoților noștri și așa mai departe. Este o acțiune în care, dacă doriți să participați, e în regulă, programul s-a terminat, dacă nu, nu e nicio supărare. Dar cu toții trăim și din taxele cetățenilor sectorului 5. Eu zic că un efort astăzi, dacă nu terminăm, că nu avem cum să plantăm astăzi 2000, chiar dacă aici suntem peste aproape 200-300 de oameni, probabil o să punem 500, astăzi 1000. Ne-am băgat, fiecare are norma de 3, avem pe biciclete, dacă îi dați încolo, vom declara și noi vinerea verde, cu atâția copaci plantați odată, cu ajutorul vostru, fără mână de lucru, neplătiți, donați. Mulțumesc încă o dată pe această cale domnului primar Robert Negoiță, care nu este la prima donație. Știți că în primăvară ne-a donat toate florile de pe scoarurile verzi unde, pe unde circulă tramvaiele. Astăzi la fel, având o pepinieră proprie, iată că își pot permite să ajute, și alte sectoare. Ceea ce și e visul nostru, probabil directorii de la S pot lua exemple ce se întâmplă la sectorul 3, ca acele sere care le avem să facem și noi aceste pepiniere, să avem produsul nostru și la rândul nostru să putem ajuta și noi probabil alte sectoare. Sau Bucureștiu, că până la urmă cea mai puternică și cea mai adevărată pepinieră a mai rămas, nu mai are primăria capitale, a rămas la sectorul 3, care, iată, iar tei ăștia sunt plantați de la început de ei și au undeva la asta undeva între 2 și 3 ani. Deci, ați înțeles, bicicliștii vom merge și ne vom duce în traseu fiecare cu gropurile noastre. Cei care nu au biciclete, în special poliția locală, că sunteți foarte mulți, luați sălajul. Sunt peste 140 de gropi. V-ați luat jucăria 3, gropile sunt săpate, nu trebuie să săpați, a spus păpântul, vă marcați acolo teritoriul, știți, alveola 3, numărul 7 de pe sălaj, tu, sergent major, plutonier, comandant general, ați plantat acolo și poate din când în când, când mai treceți, bă, ăsta-i copacul meu, ia pe stație, bă, nu e udat, ce se întâmplă, e vandalizat. Să aveți grijă, pentru că e și o amintire frumoasă pe care ne o înscriem astăzi cu toții. Nu numai ca instituție, dar pentru fiecare în parte. Repet, cine nu dorește, este liber să plece. Jur că nu avem nicio supărare, nu avem nimic. Dar este păcat de această donație dacă nu ați ajutat. Și să bani nu sunt, ca să angajăm. Și atunci hai să nu mai trecem, să trecem direct la fapte. Hai să plecăm pe biciclete. Pe biciclete. Și acum, cum găsim la fiecare câte o alveolă, rămâne unul și următoarele trei le plantează. A plantat, se duce cu bicicleta la primărie. Ai plantat, te duci. Hai, ține de copac.
Da, domne, primul copac. Să fie cu noroc. Haideți, domnul City. Așa, așa. Pune și rădăcina aia, că îi putreză și îngrășământ. Acum vedem fiecare după suflet cum se prinde. Așa e. Ia, iubita, ține tu copăcelul. Ia, hai. Ia, hai să vedem să... Ăsta va fi copacul tău. Când treci cu mami pe aici, da? Ține-l acolo, ține de el. Ține de el, da? Vezi, ai mers pe stradă și ai ajuns acasă și ai plantat și un copac. Ai văzut? Ai mers pe stradă, ai vrut să faci o poză cu mine și te-ai ales cum... O să ai grijă de copacul ăsta? Da? E tei? O să crească mare și când o să fii tu mare, o să te bucuri de el, de aerul care îl dă. Să fiți iubiți, 2000 de copaci plantăm azi. A, gata! Hai câte unul, câte unul la fiecare aici. Pioran, hai, Tilică, Preda. Urc, pe fiecare, la fiecare câte o groapă. Hai, domn director, asta e strada directorilor.